Salut, prieteni! Mă numesc Oleg Grâul de Neghină. Sunt un specialist în discernământ la Institutul Național de Atenție. Acum, cu ocazia acestui coronavirus, aproape tot globul pământesc stă mai mult pe acasă. Eu totuși am hotărât să ies afară, dar sunt distant social, nu contactez cu nimeni. Doar vouă vreau să vă vorbesc, vreau să vă împărtăș o rețetă culinar-politică pe care acum, zilele astea cât stați acasă, să o gătiți împreună și pentru cei dragi. Rețeta culinar-politică pentru cei dragi. Rețeta se numește tochitură moldovenească sau COVID 2020. Primul ingredient, notați vă rog, să ia o criză epidemiologică, să așterni peste Moldova și să dă vina exclusiv pe oameni. Cine este irresponsabil? Tună! Vreau să reconfirm că noi nu avem nicio problemă în ceea ce ține de spații. Am fost cu doamna ministru astăzi și am verificat câteva spitale. Nu avem probleme cu medicii, adică avem cadre. Nu avem nicio fel de probleme cu medicamentele și utilajele medicale. Unica problemă care este, asta e irresponsabilitatea oamenilor. 2. Iei 4 kg de Ministerul Sănătății, îi rogi pe oamenii care au zburat în același avion cu prima doamnă infectată coronavirus de tip nou, îi rogi să rămână izolați acasă și să contacteze medicul de familie. Doar că este un mic secret. Tu greșești numele cursei de avion. Извините, я больше так не буду. 3. Te îmbraci la costum, iei 21 de grame de președinte a Republicii Moldova, ieși în conferință de presă și divulgi numele pacientei. Autoritățile din România vorbesc despre un cetățean român care a fost depistat pozitiv la Chișinău. Dacă cunoașteți despre acest caz și care au fost măsuri luate de autorități? Noi verificăm acum dacă este vorba de... sau nu, probabil... Și? Președintele să-și ceară scuză pentru că el a încălcat legea privind datele personale, dar și cea privind drepturile și obligațiile pacientului? Vreau să întreb dacă vă veți cere scuze de la familia femeii pacientei, da, cu coronavirus, care a divulgat, de fapt, numele, pentru că astfel ați supus riscului de a fi atacată familia și de a fi discriminată. Față de toți 500 și ceva de cetățenii Republicii Moldova cu același nume? Vă mulțumesc de întrebare. Ingredientul numărul 4. Pândești momentul ideal și fuți un fake pe la canalele Dodon, precum că PAS în frunte cu Maia Sandu îndeamnă moldovenii infectați să se întoarcă în Moldova. Эй, граждане из очагов инфекции, возвращайтесь скорее домой. Желательно те, кто болеют. Здоровые, пускай сидят там. Вы после этого считаете эту госпожу психически здоровой? Acum adăugăm peste tot asta alegerile din Hâncești cu mii de oameni în același loc, într-un raion care este considerat focar de infecție. Și dacă lumea te întreabă, nu pur și simplu omeniește, te întreabă, nu? Nahuia! Tu iei și răspunzi în stilul lui Timoftic. Ai fi vrut, dar... Noi am fi vrut stoparea alegerilor, de fapt, în raionul Hâncești. Dar în condițiile cadrului normativ existent, doar în cazurile de situație excepțională pot fi sistate alegerile, pentru că este un drept care este reglementat. Tu ai fi vrut, doamnă ministru, dar cum ai fi putut tu convinge un prim-ministru? Și cine este prim-ministru, pur și simplu capul Comisiei pentru Situații Excepționale, pe lângă Dodon, președinte fără atribuții, dar s-a tot cu iPhone 11 Pro Max? Ingredientul numărul 5, a doua zi după alegeri, încă nu poți institui stare de urgență, dar bagi două sate din raionul Hâncești în carantină. Nimeni nu are voie să intre în satele Bălceana și Sofia din Hâncești puse de aseară în carantină. Excepție fac doar medicii de pe ambulanțe, pompieri și furnizorii de produse alimentare. Oamenii au fost blocați în localități după ce duminică au fost scoși să voteze pentru un deputat în Parlament. Și la final adaugi o alianță caronă. PDM plus PSRM. Tu mă moc padumăți! Pe timp de criză epidemiologică, Pavel promite locuri de muncă, investiții, creștere economică și alte jisuri urâte pe care le are colțunul pierdut al politicii moldovenești, Dumitru Diacov. Și tot asta... Pacienți infectați, medici neprotejați, sate în carantină, tot asta înainte de a declara stare de urgență. Plus, nu uităm un ingredient necesar. Dacă tu ești Dodonul sau Chicul care dă vina pe oameni, înseamnă că tu, Dodonul sau Chicul, ești un exemplu de responsabilitate, de cum trebuie să urmezi reguli simple de igienă elementară, tu așa și faci. Începi cu niște pupate de colaș, încă pe când țara era în cod galben de infecții, după aia treci la pupat de steaguri cu noi miniștri, mâna pe șeștri, bună!
buza pe același steag. Să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea. Propășirii Republicii Moldova. Să respect Constituția și legile țării. Să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Код рошу, старе де урженцы, нам аузит. Și drept aici din tăți s-a remarcat domnul Alexandru Pânzari, noul ministru al apărării, sau, cum se mai spune în cercuri înguste, novii starei plahotniucovski tavariș. On flagu nipupiraval, on strateg, on umnița, on labeșnic podstavil, i hopana, virusul niet iobana. Virusul nu e în oraș. La unde? În țară, nu în oraș. Un lucru mă liniștește, când Chicu zâmbește, mă tind că și el ceva acolo cunoaște. Așadar, prieteni, ingredientele sunt gata. Acum e timpul să le amestecăm pe toate într-un bol. Andriuha! Stai, o leacă! Eu nu sunt Andriuha, eu sunt Oleg, greu din Ighile, de la Institutul Național de Atenție. Fii atent ce spune aici. Și? Oi, mai este un ingredient. Mai este un ingredient, prieteni. Mitropolia. Care? Și a Basarabiei, și a Moldovei, nu contează. Punem după gust. Eu m-am spus că nu e periculos. Eu de 30 de ani sujesc și nici o viroză nu mă prins pe mine de când eu mă împărtășesc. 300-400 de oameni, care strănută, care este eu, tot ce rămâne în potiri cu aceiași lingăruți, lingăriți, eu mănânc de acolo. Chiar și în condițiile în care acum spune... Și în condițiile actuale, că nu e virusul ăsta mai mare decât noi. Și ea că acum, cu ingredientele puse la cuptor, cu starea de urgență declarată în toată țara, tu îți amintești cum o săptămână în urmă, la canalele Ludodon, lingăi Ludodon, murdari de Corneliu Furculiță, dar care n-au oglinzi și nu pot să vadă asta, în ziua în care Organizația Mondială a Sănătății declara pandemie de coronavirus, ei la TV spuneau următorul lucru. Virusul COVID-19 nu este atât de periculos precum se vorbește. Precizarea este făcută de presa internațională care face referire la studiile Organizației Mondiale a Sănătății. Acestea arată că majoritatea persoanelor care s-au infectat au depășit boala ușor și fără complicații. Simptomele sunt asemănătoare unei răceli și de obicei nu necesită intervenții medicale. Organizația Mondială a Sănătății transmite alerte privind riscul a milioane de infectări și foarte multe decese. Deci noi trebuie să fim sinceri și foarte realiști. Panicui, ne panicui, все равно получишь цирдя! Prieteni, specialiștii optimiști ne anunță că în timp oamenii o să dezvolte o imunitate la coronavirus și o să trecem o leacă mai ușor peste boală. Dar ceea despre ce nouă nu ne vorbește niciun epidemiolog, niciun virusolog este cum să trecem mai ușor peste Dodona virus, pentru care, din păcate, leac există doar o dată în 4 ani. Dacă aveți internet la îndemână, vă rog frumos să apăsați butonul like, distribuiți acest video și stați acasă cu rețeta pe care eu v-am dat-o, puteți liber să mâncați încă vreo 2 săptămâni din ea. Sănătate, putere și fiți atenți la cei care vor alegeri și alianță pe timp de ciumă. Al vostru, Oleg Greul din Eghină, de la Institutul Național de Atenție. Fiți atenți, na! Oh my God! Oh my God! Дарим брацу.